Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul dr. Adrian Zoican. Vorbim despre ceea ce înseamnă medicina de transplant la noi la Buzău. Există riscul ca pe parcursul emisiunii, chiar i-am atras atenția domnului doctor, să sune un telefon. Dacă veți auzi că va suna un telefon, este telefonul domnului doctor care chiar nu-și permite, așa cum vorbea înainte de pauza publicitară, de cazul celor care așteaptă cu disperare, poate an la rând, telefonul salvator, nici domnul doctor nu-și permite să-și închide telefoanele pentru că oricând poate fi sunat, oricând există riscul ca cineva să aibă nevoie de mâna, de capul, de gândul domniei sale și atunci poate chiar și pleca din emisiune. Domnule doctor, vorbeam despre cât de greu este să propui familiei unui pacient această alternativă, poate fi numită alternativă a medicinei de transplant. Inclusiv religia, înțeleg, Biserica Ortodoxă, înțeleg că este de acord cu, da. Cu medicina de transplant. Au existat discuții pe marginea acestui subiect. Deci este clar că premizele sunt toate de partea medicinii de transplant. Din păcate, iată însă că mai au loc astfel de ieșiri, mai au loc discuții care îi fac poate pe aparținător să se gândească de două, de trei ori înainte de a-și da acceptul în ceea ce privește transplantul unuia sau mai multor organe. Exact despre ce vorbeam. Exact despre ce vorbeam, că e posibil să mai sune telefonul din când în când. Nu e asta o problemă. Domnule doctor, vreau să-mi spuneți, nu știu, când a avut loc sau când a plecat de la Buzău ultimul pacient care a devenit donator? A fost, din păcate, a fost cu foarte mult timp. Cu mult timp. Păi cu mult timp, pentru că amintiți-vă când a fost guvernarea Cioloș și când s-a schimbat guvernarea, practic atunci a început să-și revină medicina de transplant. Foarte greu, este pentru că sunt niște pierderi. Este un subiect atât de sensibil. Adică au fost niște pierderi care nu pot fi, cum să vă spun eu, cuantificate exact. Pentru că în momentul în care tu îți pierzi resursele umane și, cum să vă spun, aici se merge foarte mult, nu numai pe legislație și numai pe dovezile, pe care argumentele solide care tu vii în sprijinul activității, dar și latura asta umană, înțelegeți? Fiecare medic, după cum v-am spus, se teme și pentru cariera lui, fiecare își apără cariera. În momentul în care există riscul și apare un ministru al sănătății care, fără să verifice foarte bine sau fără să aibă argumente solide, începe să spună că nu există aparatură, că s-au făcut trimite corpul de control la nu știu ce spital, de fapt, totul s-a dovedit că, de fapt, aparatura era acolo, nu era pe secția de, spre exemplu, nu era pe secția de terapie intensivă, dar era pe secția de neurologie, acel aparat de electroencefalograf, e vorba de un spital din București, unde în urma controlului corpului de control al Ministrului Sănătății s-a găsit o neregulă. Vezi, doamne, acel aparat nu exista în cadrul secției ATI, dar exista în cadrul secției de neurologie și testările se făceau foarte simplu și foarte ușor chiar în secția de ATI, pentru că aceste aparate sunt mobile, multe arată ca un laptop pe care le iei și vii cu el la patul pacientului și îl pui în funcțiune și declară moartea cerebrală. Iar acele aparate au mentenanță, au, practic, ele sunt verificate și sunt certificate și nu e nicio problemă. Dar a sunat foarte bine și el a ieșit în presă cu așa ceva. Orice ministru care iese și atacă proprii subordonați, orice, și acum eu o spun sincer și din viața mea de zi cu zi, orice șef care își atacă subordonații și așa un atac de ăsta furibund, e clar, domne, ceva e în spate, ceva se ascunde, nu e normal. Tu să stai acolo cu sufletul. Deci ne-a anulat toate fondurile pentru transplant, toate întrunirile pe care noi le aveam. Deci noi învățam din întrunirile noastre, pentru că noi nu avem experiență în transplant. Adică, bine, noi avem câteva cazuri, dar noi de unde am învățat? Nu de la colegii noștri. Și atunci ne întâlneam cu ei și fiecare spunea problemele, pentru că, după cum v-am spus, este specialitate de nișă. Nu există
cum să vă spun, o regulă simplă și clară la toate spitalele din România. Că așa e în România. Legea e, permite tot felul de, de interpretări și fiecare spital. Despre exemplu, coordonatorii transplant pot fi plătiți și cu salariu, dar în alte locuri au făcute PFI și au contract cu spitalul și sunt plătiți altfel. Adică fac un raport de activitate și pe baza acelui raport de activitate primesc niște bani, plătesc impozite și tot așa mai departe. Este dureros. Sunt alte locuri unde nu sunt plătiți deloc. Da, sunt voluntari. Consideră managerii că, domnule, nu, noi nu vrem, deși acel banii primiți sunt bani primiți prin programul de transplant, nu sunt bani de la spital, sunt bani veniți de la minister special pentru programul de transplant, alocați activității acestui program de transplant. Și, practic, spitalul câștigă. Încă o dată spitalul câștigă, că tu ai un om pe care îl specializezi într-un domeniu, la noi la Buzău. Deci, nu avem donatori, dar avem activitate, în sensul că, după cum v-am zis, că eu pot să fac, să mă duc să iau acordul familiei pentru un pacient care se află la București. Dincolo de asta, noi avem activitatea, e menținută, v-am zis, și în cadrul secției terapie intensivă, prin urmărirea acestor potențiali donatori, declararea ca și potențial donator și care urmează să intre în program, care intră în programul de transplant, să iau analizele, să fac toate analizele necesare și după aceea pacient, dacă îndeplinește toate criteriile, este supus unor teste, mai multor teste independente, care, la urmă, converg și dau un diagnostic foarte clar și care nu poate fi contestat de moarte cerebrală. Ceea ce înseamnă că pacientul este practic decedat, dar este menținut, sunt menținute funcțiile vitale pentru a putea fi prelevate organele, pentru a se obține și atunci, în momentul în care key donation person, în cazul de față la noi, domnul doctor Năstase, așa, împreună cu domnul doctor Ionită, care e șeful ATI-ului și care e alături de noi, deci dă și identifică un pacient și îl introduc în program, ei imediat mă anunță pe mine și îmi spun, domnul doctor, uitați, la pacientul cu tare, despre care noi de fapt cam știm, că l-am, asta e treaba, noi urmărim. Urmărim pacienții care pot deveni. Adică, în sens, nu că îi urmărim așa de ținând după ei toată ziua, dar în dinamică, odată pe zi, dăm un telefon, întrebăm pacientul cum se simte, dacă este ok, acest pacient, deja lumea știe când se dau telefon. Plus că, deci, în momentul în care pacientul intră în program, eu sunt anunțat și mi se spune, domnule, a fost, deci această declarare a morții cerebrale să face în două etape la diferență de 6 ore. Așa prevede legea. Da, deci se face o declarare și după prima declarare, deși e demonstrat cu toate testele, se mai așteaptă analize, teste ventilatorii, teste neurologice, electroencefalograma, sunt și alte metode, cum ar fi angio-CT, angio-RMN, scintigrafie, da, sunt mai multe metode care toate demonstrează că trunchiul nu mai este vascularizat, trunchiul cerebral, adică creierul, că trunchiul este la baza creierului, așa, nu, creierul, nu, deci practic este un pacient fără cap, decapitat. Este ca o floare într-o glastră care arată superb, miroase, da? Dar nu mai are rădăcină. Și știm că după anumită perioadă acea floare se va ofili. Este fix aceeași poveste. Numai că noi trebuie să explicăm familiei și să-i facem să înțeleagă că el este decedat. Dar practic, că dar, poate trăi dar, practic printr-o altă persoană. Și acesta este momentul în care ei pot lua o decizie prin care pot ajuta și salva viața mai multor persoane. Că, spre exemplu, de la un pacient ce se poate preleva? Se poate preleva piele, tendon, os, cornee, rinic, ficat, inimă, plămân, da? Deci se pot preleva foarte multe. Aduceți-vă aminte ce, cât de, ce ecou am avut în mass media națională și internațională când noi am prelevat primul pacient, da? Exact când au ars, când a fost incendiul de la colectiv și au fost pacienții aceia arși acolo și a fost nebunia aia și noi am venit cu aproape 6.000 de centimetri cubi
pătrați, doamne, deci 6.000 de centimetri au fost prelevați atunci. Deci s-a luat aproape tot ce s-a putut. Și a fost exact în momentul, în ziua aceea, da? Seara, când a fost incendiu undeva la 11-12 noaptea, da, a fost, da? Ei, la ora 10 eu m-am fost în spital și chiar m-am întâlnit că era și cineva de la minister pe acolo care venise în control în UPU, că erau niște probleme pe acolo și chiar m-am întâlnit acolo, că mi-aduc aminte acea seară și eu m-am dus și m-am dus și am luat acordul de la familie. Primul meu acord pe care eu l-am luat în mașină. În mașina mea m-am dus acasă, n-am intrat pentru că era târziu, da? Și a venit persoana respectivă și a venit în mașină, i-am explicat și mi-a semnat în mașină, mi-a semnat acordul de prelevare al primului pacient. Deci sunt tot felul de situații, dar trebuie să găsești oameni care să fie dispuși să se implice și să meargă. Să îmi povestea coordonatoarea mea de transplant, de șefa noastră, doamna doctor Rosana Turcu, fiica medicului Turcu, dacă, nu știu dacă vă amintiți, a fost medic la ambulanță. Și fiica dânsului lucrează la ambulanța București, este coordonatoarea noastră regională, așa, are o chestie de suflet cu Buzău și ține foarte mult la noi, ne-a sprijinit foarte mult și ne sprijină în continuare. Chiar avem o echipă sudată și chiar dacă noi nu avem foarte multe rezultate, ca zic palpabil, să venim cu 20-30 de donatori pe an, rezultatele cum fac alții. Se pot vedea și din alte aspecte. Așa, deci, da. Ce pot să vă spun? Programul ăsta de transplant începe să-și revină. Beneficiem de acest suflu nou pe care îl dă prezența domnului doctor Năstase și pregătirea dânsului. V-am spus că dânsul chiar are o specializare, o specializare pe pe KDP, pe Key Donation Person, persoana desemnată cu identificarea și menținerea funcționalitatea persoanelor aflată în moarte cerebrală, cam așa sună în limba română. Așa mai simplu, key donation person. Deci e persoana din ATI care îl identifică, da? Face probele, testele, declară moartea cerebrală și face, deci practic continuă tratamentul. Pacientul respectiv este perfuzat, primește tot tratamentul necesar, el este urmărit în dinamică să vadă electroliții, să vadă toate modificările care apar în organism, astfel încât organele să fie într-o situație, deci în momentul în care se prelevează și echipa de donare hotărăște că rinichiul se prelevează, ficatul se prelevează sau nu se prelevează, că ei hotărăsc. Ei intră în sală, este o operație, practic, să știți că nu este așa ceva, e o nebunie. Nu, deci este o operație în toată regula, cu medici, chirurgi de la... Aparținătorul poate spune ce organe să fie prelevate, cu ce el organe spune. Este de acord el să fie spune, prelevate? Da. În momentul în care își dă acord, el spune, deci eu le enumăr, interesul meu este să enumer cât mai mult și așa am făcut mereu, sincer vă spun, că am spus tot de ce. Pentru că sunt și oameni amărâți care au nevoie de un ligament, de un tendon, sunt și oameni amărâți care așteaptă acolo un os, o bucată de os, pentru că au patologii care afectează osul și atunci îi așteaptă bucata aia de os, el este prelucrat prin niște metode specifice și poate fi transplantat. Da, și omul acela își poate folosi membru, poate și poate folosi mâna, piciorul, mai departe. Deci, practic, ideea medicinii, esența, este de a recupera acești pacienți și de a-i reintroduce în societate, astfel încât ei să poată munci, să întrețină și să muncească și pentru societate. De asta, deci, până la urmă, medicina cam cu asta se ocupă. Da. Spuneam la un moment dat că acest segment al medicinii de transplant este atât de sensibil și exact cum spuneați despre cariera unui medic. Poți munci ani de zile să ajungi la un anumit nivel. O ieșire de genul celei despre care vorbiți dumneavoastră mai devreme poate distruge totul într-o fracțiune de secundă. Da, așa este. Cam așa s-a întâmplat. În vremurile bune, atunci când și la Buzău a fost declarat centru de prelevare, se punea problema chiar a unui, despre înființarea unei flote aeriene prin care, eu știu, cu ajutorul unor elicoptere să se preleveze mai repede și să fie luate mai repede și să... Da, asta exact. Există. Păi există, deci așa cum există coordonatori intraspitalicești,
Există coordonatori la nivelul județului, există coordonatori regionali, există coordonator național, care în momentul în care deci eu am pus mâna și deci eu disciplină și o rigoare e destul de cam ca la armată. Deci în momentul în care am ceva, pot să-i anunț sau pot să nu-i anunț, dar nu-i anunț, că ei nu mai dorm. Adică noi ne cunoaștem și suntem cam aceeași esență, toți, știți? Adică sticluțe diferite, dar cei acolo înăuntru, toți, cu sufletul mare și dispuși la orice. Și veșnic cu sufletul spun, la gură. Nu știu cum să vă spun. Deci am avut primul nostru potențial donator. Deci a rămas potențial donator. Primul nostru caz, deci așteptam. Eram la primul nostru încercare, știți? Haideți să încercăm, să vedem. Reușim să prelevăm sau nu reușim? Și ei tot timpul zic, încercați că o să reușiți. Până la urmă o să reușiți. Domnule, n-am reușit să finalizăm. Pacientul a decedat înainte de declarare morții cerebrale. Așa, noi nimic nu renunțați. Adică ne-au încurajat, ne-au sprijinit. Ce aveți nevoie? Absolut tot așa. Și era pe la 1 dimineața, când făceam acea electroencefalogramă și trimiteam, adică era așa o poveste, știți, că îi sunam pe toți colegii mei și întrebam, ok, am ajuns la momentul ăsta, cum să fac? Sună-l pe nu știu care de la Cluj, sună colegul de la Tulcea, sau știți, toți colegii, noi suntem așa ca o mare familie, ne cunoaștem între noi, unii dintre noi au renunțat din păcate, dar vin alții tot timpul. Și de datoria noastră să aducem noi colegi, să-i atragem, să identificăm că ei sunt acolo. Eu vă spun că din Buzău sunt mulți care ar vrea să implice în acest program. Sunt foarte mulți. Și care chiar sunt și mulți care sunt deranjați de faptul că noi suntem plătiți și că ei nu sunt plătiți. Sau nu știu, sunt și oamenii ăștia. Dar nu mă deranjează, adică nu mă gândesc la asta, că eu nu m-am băgat în chestia asta ca să o fac adică pe mine pentru personal, bani. Dar nu mă deranjează că sunt plătiți. Dacă ar fi adică să mă deranjeze ceva cu privire la acest aspect, m-ar deranja că sunteți doar doi. Aș prefera să fie 10 care să fie plătiți la fel ca dumneavoastră. Ok, așa este, aveți dreptate. Numai că trebuie să aveți noi rezultate. Păi fostul director economic mereu mă întâlnea cu el. Vreau rezultate, sunteți în program, nu vă mai dau bani. Și zic, domnule, stai liniști, banii fii de la București. Dacă eu am reușit să înțeleg că rezultatele nu se pot vedea pe hârtie, așa cum se întâmplă la vânzarea unei napolitane. Da, adică cineva cerea informații, la un dat am avut așa și o perioadă mai dificilă. Până la urmă a recunoscut și ne-a lăsat în pace să ne vedem treaba noastră. Erau tot timpul telefoane la București, tot timpul trebuia cineva să explice de ce așa, de ce cum să face. Cum să face plata, de ce suntem plătiți așa, că de ce atâtea ore. Dom'le, cum să vă spun, ca să poți menține un program, trebuie să găsești o soluție. Și trebuie să da? Fii în prinsă okay, 24 din 24. Păi 24 și sunt disponibil, că tu ai nevoie în program, deci, spre exemplu, poți să ai 3 într-o lună și după aia nu mai ai niciunul, cum am avut noi. Deci noi aveam început să dăm câte un donator pe lună. Am avut o perioadă când aveam câte un donator pe lună. Și eu am zis, dacă reușim să ajungem la 5 potențial donatori, o să avem un donator pe lună. Și am ajuns acum, sincer să vă spun, deci luna trecută am avut 3 potențial donatori. Oricare dintre acești potențial donatori poate deveni donator. Deci poți să am un potențial donator și să-l transform în donator. Dar v-am zis, noi avem această problemă cu traumă. Trauma pleacă. Deci noi am avut potențial donator, de ce? Un pacient care s-a necat cu un bol alimentar. Am avut un potențial, un donator care a devenit donator pentru că, mă rog, s-a asfixiat tot așa niște conți cu gaze, adică gaze, cu fum și cu asta a fost un incendiu. Și, adică, cum să vă spun, deci, am avut niște situații care sunt un pic atipice, știți? Un pic atipice, care se întâmplă destul de rar, dar se întâmplă și atunci n-am ratat ocazia, adică, mă rog, și datorită domnului doctor Ioniță, care a fost foarte implicat și a urmărit îndeaproape și a zis, gata, ok, acționăm. Foarte important și datorită familiei, pentru că eu pe asta familie, vreau să insistăm foarte deci, mult. Deci familia când înțelege despre ce este vorba, mult să ferească și vreau să vă spun că trebuie încercat. Adică trebuie spus neapărat, dacă nu te duci, tot timpul, deci n-ai cum să n-ai emoții. Nu ai cum să nu te simți un pic, știți, dar ai un obiectiv, adică tu te duci acolo ca să-ți faci treaba să salvezi alte vieți. Adică tu trebuie să știi tot timpul să ai în ochii minții și știi că acei oameni care dorm cu telefonul la cap. Deci eu sunt convins că acum, sigur că, pentru că Asociația de Transplant de la Buzău, de transplant hepatic, de fapt, de la Buzău este destul de numeroasă. Eu când am fost la zilele transplantului la București, când am văzut câți erau din Buzău, deci eu când m-am uitat așa și toți mă cunoșteau.
toți mă salutau, domnul doctor. Deci a fost așa o poveste foarte emoționantă, că este o carte despre așa ceva. Au postat, au publicat o carte, chiar această asociație buzoiană, așa, au tipărit o carte. Și a intrat, e vorba de doamna doctor Ștefănescu, care este șefa asociației. Și care a, și care a intrat pe ușă de un la mine. Și a intrat pe ușă la mine, la spital, când eram de servici. Și acolo sunt când așa, a intrat acolo, cioc, a intrat. Bună ziua, eu sunt doamna doctor Ștefănescu, știți, sunt, mă ocup cu asociația asta așa și v-am adus o carte, cadou. Carte care o văzusem pe Facebook, o văzusem la televizor, o văzusem și zic, vă mulțumesc mult de tot, chiar sunt impresionat de faptul ăsta. Zic, dar cum de v-ați gândit la mine? Și nu, știți, am... I-am zis să-mi lăsați numărul dumneavoastră, telefon, să-l am și eu cu gândul că dacă facem vreo emisiune, să o invit și pe dânsa să... Și spuneți că îl cereți de la soția dumneavoastră, că dânsa l-are. Și zic, cum adică, soția mea are dumneavoastră, colaborați cu ea? Și mi-a zis, nu, am fost căutată de soția dumneavoastră ca să... Această carte este cadou din partea ei. Extraordinar de deci, frumos. Știți cum? Deci nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred. Deci, uitați, deci dacă cineva face niște știe, lucruri. Dacă da. Cineva știe cât de dedicat sunteți da. Noastră acestui da. Program, soția noastră și, cu certitudine. Dar și ea este dedicată. Asta vreau să spun, că aș fi vrut să fac cumva, să o implic și pe ea, dar știți, dacă eu sunt plecat, e și ea plecată. Așa. Înțelegeți? Adică e clar că dacă eu... Și atunci mi-ar trebui un ajutor care să fie implicat, dar care să... Dar v-am spus, am identificat. Deci deja mă gândesc de mult și am vorbit cu șefii mei de la București și au dat avizul, le-am povestit, așa, și chiar au zis să facem hârtiile și în cazul în care domnul manager va accepta, atunci ea va deveni, această persoană va deveni... Înlocuitor, deci va deveni ca un fel de ajutor și în momentul în care eu nu voi putea să, oricum vom colabora, pentru că acest program de transplant, așa cum a zis și noastră a început și am sesizat lucrul ăsta, va deveni o specialitate. Așa ați formulat exact. La început, mi-a plăcut că așa sunteți un pic vizionară. Exact. Da. Deci, practic, va deveni o specialitate în sine. De ce? Pentru că aici vor fi oameni care vor face, deci vor merge la rezidenția și vor alege această specialitate, pentru că practic în mod normal ar trebui să fie în toate spitalele așa ceva și ar trebui să fie coordonatorul sau persoana implicată în programul de transplant să poată să facă stagii de chirurgie, să facă stagii din asta de terapie intensivă, să poată îndeplini orice sarcină care trebuie îndeplinită în acest program. Și în plus, același timp, cursuri de comunicare, da. De psihologie da. Și așa dar mai dar ei departe. Sunt ricansănă, deci eu pot să vă spun că sunt oreliști, sunt majoritatea sunt ateiști. Deci asta este clar că este a lor, a ateiștilor. Dar este uimitor cum un coordonator de transplant care nu este ateist se luptă în spitalul lui cu medicii ateiști ca să mențină acest program. Că medicii ateiști nu vor să-l mențină. Sunt și medici care nu vor să-l mențină. Deci sunt spitale în România unde medicii din ateii nu vor dureri de cap. Slavă Domnului la Buzău, la Buzău ne bucurăm da, de toată susținerea da. Și pe măsură ce vă veți completa da. Echipa, domnule doctor, vă da. Așteptăm aici în studioul Campus TV să ne vorbiți pe larg, așa cum o faceți de fiecare deci, dată despre colegul acest meu program. De la Constanța, îmi cer scuze că vă întrerup că să zic și lucrul ăsta, deci a reușit să angajeze și asistente, are și asistente alocate pentru programul de transplant, care sunt plătite, mă rog, își au salariu și când sunt chemate, ele vin de acasă. Adică sunt minim 3 persoane, deci vine când e liberă. Deci deja persoana care este introdusă în programul de transplant beneficiază de asistență medicală care e plătită prin programul de transplant. Noi n-am reușit acest acord, record, pentru că n-am ajuns la nivelul ăsta, pentru că nu avem rezultatele celor de la Constanța, care sunt centru de traumă și au foarte mulți... și noi suntem centru de traumă, dar noi nu-i trimitem la București. Dacă au cumva traume craniene, îi trimitem la București și atunci îi pierd. Da. Așa, da. Este asta, se întâmplă. Domnule doctor, tare mult vă mulțumesc pentru prezența. Eu vă mulțumesc, deci chiar vreau să vă spun că e prima emisiune dedicată și vă mulțumesc mult de tot, pentru mine înseamnă enorm că am putut să
vorbesc câteva minute despre acest program și să reamintesc oamenilor că pot fi alături de cei de lângă ei și că acei oameni care așteaptă telefonul sunt singuri. Nu sunt singuri, înțelegeți? Ei stau pentru ei, este ceva extraordinar. Deci numai să stai de vorbă cu ei și vezi deja lucrurile altfel, cum ei stau și ei. Am prieteni, am colegi care au beneficiat de așa ceva. Și este altceva și te schimbă. Lucrurile astea chiar te schimbă. Așa da. Este. Practic, te naște a doua oară. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor. Să rămână. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune. O seară minunată. Vă doresc. La revedere.